faci tot acolo? Ce faci tu acolo? Ai făcut baie? Si. Ai făcut baie și te-ai refugiat aici, pe preșuleț? Ce faci tu, iubito? Uite cât ești de frumos, ești îmbăiat tot. Bună, Dimi! Am ieșit cu Toto afară un pic și este atât de frumos afară, zici că e primăvară, atât de cald și de frumos este. Am ieșit un picuț cu el să îl plimb pe stânga-dreapta. Am dus și cu noi, suntem în spatele blocului. Și urmează să ieșim să ne plimbăm un pic și prin oraș. Este atât de frumos afară, decât îți vine să stai o veșnicie. Deci e atât de fain, nu cred, foarte, foarte frumos. De drum, mi-am pus fular, cred că am frig afară, și mă duc să-mi scot niște diplome, scuze tot, să-mi scot niște diplome, că trebuia să le scot de ceva timp și am zis hai să mă duc astăzi și sunt echipată, mă duc să le scot, schimb becul și am plecat. Am ieșit să-l duc și pe Toto un pic afară, că trebuia săracoasă, am avut o zi full, plină, trei cliente, o drum în oraș, așezat un pic, făcut curățenie și acum îl plimb pe Toto. Și după, și nu mai pot cu masca asta, și după intrăm în casă să ne apucăm un pic de gătit. Ce faci, Toto? Hello, hello! M-am echipat așa, mi-am luat vloggerul ăsta super mare pentru că am fost în oraș și am scos niște diplome. M-am mai machiat pentru că este destul de târziu și vreau să postez în seara asta video. Așa că am zis că nu, că e cazul să nu mai mă machiez și să mă grăbesc cu filmatul ca să pot să editez. Cred că și lumina e ciudățică. O să încerc eu să o schimb. Cred că așa e mai bine. Da, cred că așa. Și am zis că hai să încep să filmez, pentru că am primit astăzi colete și am rămas datoare și cu freza de călcâie pe care am promis că o să vă arăt, cea pe care am primit-o cadou, așa că vreau să vă prezint astăzi un pic. Hai să încep cu ea, pentru că am și două colete, unul luat după AliExpress, care a venit abia acum, deci cred că am cumpărat acum 3 luni de zile, nu l-am desfăcut, este încă împachetat și eu cam știu ce e aici, cred că sunt niște clame, din câte mi-aduc eu aminte și mi-am luat niște plănițe. Vedem, nu știu, mi-am luat foarte multe chestii, am pus jos pe plănița lui Toto, tot că am supărat să acolo pe canapea. Dar hai să desfacem această freză, am avut-o lângă brad și s-a pus psica, s-a pus cățelul pe ea. Nu am folosit-o încă, urmează să o folosesc, pentru că vreau să-mi fac pedicura cu ea. Op! Asta este cartea tehnică și cam așa arată. Am primit-o cadou de la sora iubitului meu. Oh, deci o ador! Efectiv, o ador! Uite ce bine arată! Abia aștept să o folosesc, vreau să caut un pic în cartea tehnică. Cam știu eu așa capete, ce și cum ar trebui folosite pentru călcâiul umed, pentru călcâiul uscat. Aceasta cred că sunt niște capete de schimb în caz că le pierzi pe celelalte. Asta cred că este undeva să lucrez cu ea lângă cuticulă și aceasta să îndepărtez zonele mai aspre. Cam așa arată, nu știu unde ați putea găsi-o, dar cred că pe internet se găsesc foarte multe astfel de freze. Nu am probat-o încă, nici n-am scos din cutie, dar hai să scoatem împreună să vedem. Nu am nicio priză aici alături să mă folosesc. Pentru că asta e freza, pentru că este cu încărcare pe curent, mai tare, mai încet, are butoane mai tare, mai încet, cred că de aici se pornește. Da, cam așa arată biturile și cred că acestea se schimbă și acestea sunt de rezervă, îmi imaginez eu. Deci acestea cred că sunt de rezervă și acestea sunt biturile care spuneam, aceasta e pe călcâi uscat. Aceasta este ca să finise, să ascult și vă arăt un pic așa, cam cum arată.
să le finisez. Este ca un puf, așa, ceva drăguț, simpatic. Încă nu m-am obișnuit cu telefonul, mi-am cumpărat și un suport de telefon. Nu știu, n-am dat foarte mult bani pe el, dar mi-am luat un stabilizator ca lumea. Sper să fie ca lumea, că l-am luat la o sugestie a cuiva. Deci cam așa arată cadoul meu de Crăciun. Mă bucur tare, tare mult, tare mult. Mă bucur de ea. Hai să trecem la diplome, că am spus că am fost să-mi scot niște diplome, aveam de scos cam ce am lucrat eu tot anul acesta, tot anul 2020, pe planul de unghii și am în jur de 9 diplome cu tehnici, cu oncoloză. Aceasta este de sprâncene, pentru că am făcut un curs, două cursuri de sprâncene. Acesta este de gene, pentru că mai nou am apucat și de gene. Acesta este despre clasicul slim. Am făcut câteva. Aceasta este despre make-up-ul sprâncenelor. Stai, așa, invers. Am în jur de 9 diplome, eu mai am un panou cu diplome, însă urmează să le pun și pe acestea, să vopsesc crama. O să vă iau în călătorie asta cu mine, așa, să vedeți cum așez și ce așez. Și acesta este la fel pentru genuțe. Și acesta este unul dintre diplomele de la genuțe. Cum că v-am arătat diplomele, sunt 9, cam 9 diplome am luat eu anul 2020. Încep și anul 2021 în forță, pentru că urmează să am în jur de 5 cursuri stabilite și încet, încet vom lucra. Hai să desfacem coletul după aia, că tare sunt curioasă să văd dacă... Deci știți clămițele la vechi fluturaș? Pe alea mi le-am cumpărat. Sper să ajungă, pentru că le-am cumpărat acum 3 luni de zile. Vedem, am cumpărat foarte multe chestii, nu știu, cred că vreo 6 colete am venit. Am zis, hai să încerc să văd. Erau niște prețuri super puține. Știu că am dat doar pe niște bituri de unghii în jur de 50 de lei și transport a fost 20. Am zis, hai să le iau să văd ce-i capul lor, pentru că un bit în România de cuticulă bun îl găsești de la 30 de lei în sus. Ia să vedem. Aaa, nu! Nu sclămițe! Tamam ce vă vorbeam de ele. Sunt biturile de unghii. Cam așa. Acestea sunt biturile de unghi. Astăzi suntem așa pe freze. Da, vreau să le încerc să văd. Să văd ce de capul lor. Eu mi-au din România, mi-au de pe site-ul de unde fac unghii. De unde am și cumpăr. Am desfăcut cutia invers. Deci cutia se desfăcea invers. Am desfăcut-o așa. Dați așa că sunt multe. Op, da, avea și un ambalaj aici și scria pe el. Da, Narcisa. Par ok la atingere, sunt de mai multe calibrități, mai moale, cel roșu mai moale, nu, cel roșu e mai tare, albastru este un pic mai moale, văd că am un albastru un pic mai negru, ceea ce n-am văzut până acum, o fi al altă culoare, sunt de diferite, sunt biluțe, flacără, de cuticulă, de ștergerea cuticulei, sunt foarte multe, multe, multe. V-am spus că dacă vreți să vă fac un video despre capetele de freză și despre dry mic, să mă lăsați în comentarii. Nu prea sunteți activ în comentarii, ceea ce văd. Eu vă las acolo un comentariu, poate eu un comentariu să îmi răspundeți. Mă rog, pe Instagram și Facebook mesaje, sunteți foarte activ pentru că primesc multe. Însă în comentarii nu. Cam așa arată capetele de freză, deci biluța aceasta, aceasta este de cuticulă și aceasta este de dezlipirea cuticulei, cam așa. Ele sunt, să scrie pe că sunt multe în asta, ar trebui să fie undeva la, nu, scrie set, dar cred că sunt vreo 20, deci le-am luat bine. Mergând mai departe, am zis că am nevoie de geluri de duș, de spumante, de baie, de o cremă de față mai ok, mai hidratant, așa un pic. Și ce credeți voi că am făcut eu, doamna de mine? Mi-a dat o mini comandă la Avon și vreau să-l desfac cu voi, n-am mai comandat foarte, foarte mult timp produsul la Avon. Și tare sunt curioasă să văd
ce ascunde aici? Am fost reprezentant, cred că vreo 7 zile și mi-am reactivat contul, am vorbit cu doamna, am zis că de ce să comand de la altă fată când eu și așa vreau o comandă în jur de 200 de lei. Și am zis, hai să iau, oricum primesc și discount dacă sunt reprezentant și cu discountul care l-am avut de 20 și ceva de lei, deci a fost ok. Bine, comanda n-a fost chiar de 200 de lei, a fost de 150 și ceva de lei, i-am mai comandat și surorii mele ceva și am zis, hai să-mi comandăm. Mi-am pierdut însă contul de la Oriflame, dacă știți cum să îl reactivez, pentru că am pierdut numărul de abonat, aveam pe celălalt telefon pe Huawei vechi și am dat play la resetare și am uitat că pur și simplu nu mai știu codul de reprezentant de la Oriflame și l-am pierdut. Deci nu știu cum să intru și să fac să-mi reactivez contul de la Oriflame pentru că vreau să-mi iau niște creme super drăguțe acolo. Sau dacă sunteți reprezentanți la Oriflame, lăsați-mi în comentariu pentru că vreau și eu să redevin reprezentant pentru că vreau să-mi cumpăr produse mie și surorii mele. Adică nu pentru toată lumea. Cam așa arată cutia. E o cutie mare. Și hai să o desfacem. Am luat aici un cuțitel, așa micuț, că nu am catering, deci nu știu, aveam așa de catering. Eu m-am ocupat cu handmade-ul o perioadă și aveam foarte multe catere, multe lipiciuri, multe scripiciuri, croșetam, împleteam. Am mâncat o perioadă, m-am ținut foarte mult de handmade, vreo 2 ani și ceva, adică chiar aveam comenzi, chiar aveam... Wow, și aici? Da, am și o factură, o să vă spun exact cât am dat pe produse. Și am și o broșură. Da, cam așa arată. Cutia imediat vă arăt ce și cum am venit. Și catalog, ce catalog drăguț, deci ador. Când eram foarte mică, făceam din catalogele astea care îmi rămâneau sau care le primeam de la mulțumea mea că ea a fost reprezentant. Făceam poșete de hârtie, dacă știți. Dacă nu, vă las aici un poze să vedeți despre ce vorba. Au, dar câte broșuri. Da. A, și mai e una. Mi-a dat 2 broșuri. Deci sunt. Sunt. Ia să vedem. Nu v-am spus că mi-a luat foarte multe geluri de duș. Nu mi-a luat. Mare chestii. Cam așa arată colitul meu. Ia să vedem. Să le desfacem și să vi le arăt. Nu prea am filmat perioada asta și am zis, hai să filmez, să desfacem coletele împreună, să vedem ce am primit, că am văzut că cel cu mâncuțele v-a plăcut în această idee și am și lista aici. Deci eu am dat în total pe ele, așa, să caut lista, că nici nu mai știu cum căutam lista. Deci ele au fost 150 în cap și am avut discount până la 118. Deci am avut discount ok, chiar drăguț. Da. Drăguț. Haideți să le desfacem. Să vedem ce și cum. Mi-am luat spuma de baie, că eu sunt o iubitoare de băi. Sau carața. Bărbatul mi spune că mai mult apă plutește decât ar uda în grădină. Mi-am luat spumantul ăsta de baie, care miroase a vanilie. Am vrut să-l iau pe cei cu care miroase a gumă, dar nu l-am mai găsit. Tare ne-l doream, dar am spus că o să-l iau luna asta. Că o sticlă din asta am mergut nici 2 săptămâni. Ce bine miroase. Chiar miroase vanilie. Da, făină șac. Așa. În continuare, tot așa la produse, am luat surorii mele un gel de duș. M-a spus că mare parte sunt geluri de duș, că nu mai aveam. Și chiar mi-era dor de pirosul ăsta de Avon. Și aș vrea și cel de la Giordani, de la Oriflame. Crezi că mi-a rupt unghia. Ia. Deci mie miroase așa, foarte siropos, foarte drăguț. Abia aștept să-mi vină suportul celălalt de telefon, că am văzut că trebuie să modifică, se pune într-o direcție, e pe un cablu, ceva de genul, nu știu. Nebună de mine. Aici am un tratament de păr, folosește țora mea, pentru că are părul foarte deschidatat, foarte ars de la decolorare, vopsea, decolorare și vițe și toate cele. Și spune că e chiar foarte
foarte mult și la prețul în care am. Vezi, m-am dat 17 lei. Parcă, da, 17 lei. Vezi, am dat 11 lei. Iar ăsta cred că este undeva la 20 ceva de lei. Să că am aici. Ser. Da, unde ești? Spray așa este 25 de lei. Cam așa. Îți ajunge o lună lejer. Am văzut că ei ajunge lejer. Cum așa arată, ea se dă o picătură stânga, dreapta, așa și se masează și stă părul chiar foarte catifelea câteva zile. Adică se dă fiecare zi pentru că are părul ăla super deshidratat. Apoi mi-am luat un set de geluri de duș pentru mine. Iubitul meu se spală cu Nivea și alții cu Nivea, Nivea Avon. Mie chiar îmi plac, adică chiar îmi plac. Și am luat 3 sunt seturi de duș, de gel de duș. Toate au, eu deci ador mirosul ăsta de lipanțică. Acesta cred că este nou, că nu l-am mai văzut. V-am spus, n-am mai luat de foarte mult timp produse de la Avon și am zis, hai să încep acum. Am primit și o notificare. Te pup. Așa, și ăsta, pe care îl mai știți, cred că toată lumea cunoaște. Ăsta și ăsta, cred că sunt cele mai cunoscute dintre ele. În continuare am luat acest spray tot pentru ea, pentru recuperare și pentru regenerarea părului. Pentru regenerare, nu recuperare. Pentru regenerarea părului. I-a spus că are miros foarte plăcut. Și nu e cosmetic, așa, știți? Miroase a salon. Miroase a șampon. Miroase bine. Am luat un mascara de la Lux. Îmi plac astea pentru că au o consultă aia foarte, foarte ok și foarte plăcută. M-am gândit să facem un video, un video în care să mă machez cu produse până în 50 de lei. Nu, până în 30 de lei. Să încercăm să căutăm fond de ten, blush, pudră, eyeliner, contur de sprâncene, ruj, până în 30 de lei. Ce ziceți, v-ar plăcea? Să căutăm și să cumpărăm, să testăm niște produse așa mai ieftine, calitativ mai ieftine. Ia! Mirosul ăla de cărbune, mie îmi place mirosul ăsta. Cam așa este penița. Este foarte ok. Mie îmi plac. Mie chiar îmi plac astea. Aveam în liceu, apoi le foloseam numai pe astea cu fetele și le dam pe pe genuțe. Așa. Mergem mai departe și aici am un creion negru, era deja desfăcută. Am un creion negru cu peniță. Vă din aceea care se învârte, pentru că eu când îmi fac codițele acelea de duș, pleoapa mea este foarte lăsată și nu îmi permite să mi ridic codița și să-mi stau ochiul așa, pentru că pleoapa vine peste codiță aici și mi-asupă toată treaba. Așa că îmi fac codița de aici până la jumătatea ochiului, iar de la jumătatea ochiului până aici mă vin cu creion negru și îl conturez pe dedesubt. Iar aici mi-l alungesc foarte puțin ca să îmi dea o continuitate a ochiului mai frumoasă, să nu cadă pleoapa, să pară ochiul din ăla foarte încărcat. Așa că prefer să-mi fac pleoapa de sus cu creion, vin cu tușul până la mijloc și de aici îmi fac o curință alungită aici și ochiul îmi rămâne alungit singur. Mi-am luat... Unde duci creionule? E ca la plimbare. Mi-am luat o cremă de machiantă de la Avon Care cu aloe vera și cu castravete, am să zic cu ananas, pentru că eu mă demacheam cu Nivea și am devenit foarte sensibilă, nu știu de ce, deci foarte sensibilă la ea, mă usura pielea după ce mă demacheam și încercam să îmi calmez fața. Apoi mi-am luat Nivea aceea roză, dacă știți, fără miros, fără culoare, Nivea, clasică. Și când eu mă demachez cu apă micelară, cu dischetă și apoi vin și mă spăl pentru că nu suport să am chiar numai apa aia micelară și mă spăl pe față cu apă normal și apoi vin cu o cremă hidratantă
Și am o cremă hidratantă de la... Nici nu vine acum în minte, dar vă las poze aici. Așa, și vin cu crema aceea și totuși mă ustură fața. Dacă după ce mă demachez cu Nivea, simt că fața mea o iarăznă de tot. Și am zis, hai să încerc altceva, poate na. Și am zis, hai să încerc această cremă demachiantă. Pentru că mi-a recomandat o fată care vine la mine la unghii. Și sfată, încearcă, sigur o să-ți meargă, sigur te machează bine, are un miros plăcut. Da, miroase ok. Miroase a... chiar a castravete. Miroase a castravete, miroase a peș. Și am luat o cremă de față, mie și o cremă surorii mele, să le încercăm. Deci, pe asta cred că am dat 15 lei. Pe asta cred că am dat 32. Iar pe creion, cred că am dat 9 lei. Eu le iau, mie îmi plac, am multe și mai sunt creionele cele clasice, colorate. Eu îmi fac eyeliner cu creion și jos. Adică fac o dita neagră și apoi îmi prelungesc cu creion eyelinerul aici, colorat, și cam aia este treaba. Și aici mi-am luat mie cu cocos, îmi place cocosul, ador rosul de cocos. Și i-am luat surorii mele ceva de regenerare, mi-am luat două creme la fel, am dat 9 lei pe una. Așa că hai să o desfacem pe asta, că pe ei nu o desfac. Nu este. Da! Am crezut că are chestie din aia acoperită aici. Dar nu. Miroase a cocos, dar nu prea. Mai am o cremă de la Nivea care miroase a cocos și cocos, ai de mâini. Are o consistență ok. Trebuie să fie hidratantă. Sunt hidratantă în modul în care se intre în piele, nu în să rămână așa unsuroasă. Și coletele mele, cam astea sunt coletele mele. V-am arătat și produsele, v-am arătat și am primit după AliExpress și diplomele. Sunt așa obosită pentru că am avut 6 cliente, am avut 3 astăzi, 3 ieri. S-au lungit toate treburile, am ieșit astăzi în oraș, m-am plimbat cu cățelul, m-am întors, am fost la farmacia veterinară, i-am luat niște medicamente pentru că avem niște limbricuți mici, nu știu de la ce și de cum, și a trebuit să merg în oraș și să îi caut pastiluțe. I-am luat și niște recompense pentru că nu mai aveam, am luat mâncare la pește și cam așa, am lucrat în jur de ora 4, am terminat la ora 4, am făcut curățenie în camera acolo, s-a făcut 4:30, am plecat repede în oraș, am fost până la poștă, m-am întors înapoi, am fost la băiatul cu care am vorbit și mi-am spus diplomele pentru că urma să mă duc mâine de anță, hai dacă tot le-au făcut și sunt gata, hai să merg să le iau, v-am arătat și pila, dar toate nu mai pot, m-am dus să-mi fac niște orez de la fierbinte într-o șosetă, orez. Și îmi fac așa ca un compresă, dar caldă, și îmi pun pe spate pentru că am lucrat câteva ore bune. Am lucrat 8 ore ieri, 8 ore astăzi, nu mai pe scaun, nu m-am dat jos după el. Și am zis că nu se mai poate, am obosit. Mâine mai am o singură clientă, dar trebuie să mă pregătesc cu teme și examen. O să urmezi, am înțeles, colocviu, așa că trebuie să mă pregătesc destul de bine. Am foarte multe teme de făcut la limba engleză. Nici nu vreau să mă gândesc că se termină semestrul din anul 2 și că treaba asta duce așa spre terminare și că încet, încet în anul 3 și mare lucru nu am făcut în spital. Asta e poveste lungă, nebunia aceasta acum cu vaccinarea, nu știu, eu sigur mă voi vaccina pentru că vreau să intru în spital să fac practică. Iubitul meu s-a vaccinat ieri. Văd că nu i-a căzut mâna, nici reacții adverse nu are, deci sigur pot face și eu, chiar dacă sunt mai sensibilă, sigur îl fac, a spus într-un spital. Cam atât, nu vreau să muncesc foarte mult pentru că vreau să rămân promptă cu miercurea și duminica în postări. Vă pup, vă doresc o seară frumoasă și ne vedem duminică, pentru că duminică vreau să vă prezint niște cărțulici, pentru că urmează să vină o comandă cu cărți până atunci și să le facem așa o recenzie cărților, sau vreți să vă fac o dry manicure, cum vreți voi, îmi lăsați în comentarii.
Vă pup, vă super iubesc și aveți grijă de voi!